Salutare, oameni fani, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Box Opening pe contul meu fani. De aceasta domnul Vladux, care are 12.053 de trofei și Shardori, o legendară super mega șmecher, adică Spiky, legendara mea favorită din aceste 114 cutii, plus aceste 5 big boxuri și aici un mega box, not bad, sau două, nu unu. Dacă o să fie, să fie noroc, dacă nu o să fie, să fie noroc, nu o să fie, să fie noroc, noroc să fie, noroc să fie. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați și butonul de like, foarte important să vă abonați și, bineînțeles, nu uitați de un follow pe Instagram. Să veniți pe live-ul de pe stream, dacă se poate, dacă nu, Moș Crăciun și prietenii săi. Ce și-ar mai dori, ar fi 69 de gemuri, da, noi cu manevră gen cu 69 cu din alea, doar ca să-și cumpere acest skin de porc, Hog Rider Card, și îl dorește foarte mult, Ioti. Da, testul de șmecher, nu zic, nu? Bun. Din ce cutie credeți că o să pice ceva? Pot să pice și multi star power-uri, pentru că vedeți aici și bam 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 bam. Spiky e singurul care lipsește, șansa la legendară este de Badoink 0-12, șansă uriașă. În teorie ar trebui să dea, în practică mai vedem. Haideți să începem. Cutia cu numărul 114. Este plină cu coinuri. Două etichete. Și bineînțeles că foarte rapid îl lovin legendar, nu îl așa. Pac, gata, nu stăm prea mult la povești, Nicule. Domnule, ai primit legendara, te rog frumos să-mi zici dacă vrei să mai primești și niște star power-uri. Nu stăm foarte mult la povești aici și nu suntem pe conturi scaramușiene, da? Să fim totuși serioși. Trei cutii sau cât i-a fost? Ceva în genul. Legendară rezolvată. Easy pistol cu apă. Altă viață, Nenicule. Bun. Legendarea mea preferată, aparent o primit-o ultima, cred că așa am primit și eu. Cred că Spike a fost ultimul brawler pe care l-a deblocat. Gen până să înceapă să bage din nou brawler noi. Not bad, nenia, not bad. Cred că merită acest episod 3 like-uri. Practic cutia, cred că a fost cutia 3. 3 din 3. Și adică ăsta e un semn, Nenicule. Un semn foarte, foarte nebunesc. Zic și eu. Bun. Haideți să mergem mai departe, să vedem dacă pică și star power-uri, practic, care ar trebui din cutiile astea, având în vedere că totuși 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multe star power-uri pot să-i pice, ar cam trebui să dea măcar vreo 2, zic eu. Bun, Casiana 1, 1, 0. Măcar îi dă puncte. Opa, 8 gemuri. Să fie oare și skin-ul ăla? Ar fi forță rău. Gemuri să-i dea. Cât de multe gemuri. Un tichet. Meh. Hai cu gemurile. Ui, gemuri de alu. Mamă, îi dă tichet, ești nebun. Skin-ul ăla chiar e șmecher. Păi, gemuri, bun, să zic cum stăm cu biștari, că trebuie să mai dăm un upgrade ceva pe acolo. 200 dublere, not bad, în ideea în care deja are toți brawlerii, cutiile îl ajută să maxeze contul. În punctul ăsta chiar e bine să-i dea dublere. Încă un tichet, un alt, o vrăjală. Hai, Nenicule, cu gemuri. Dă piersicuță. Un tichet. Meh. Câți banis? 1231, cred că pot să dau după asta. Brawlers. Deci, în ordine. Azi să-i maxăm, așa că o luăm pe domnișoara Rosa. Bong. După aia ar fi asta și probabil că ăștia nu cred că o să se mai strângă bani. Da, asta 100% o să fie pleznită. Și acum star power, nu? Ok. Spiky. Spiky din nou. Doar Spiky. Am slăbuți pe gemuri din câteva, nu prea dă. După ce-ți maxez contul, nici nu prea mai dă gemuri și chestii. Mai dă câte un ticket, mai dă câte un double, odată la 5 ani. Vezi? Double rare. După aia un tichet, dar gemuri cam rar. O calculat-o băieții. Nu e fraier. Încă un tichet. Spicoza. Mamă, iar nu da nimic din 69. Al dracu.
Mi-a dat veni arbiș tare să mai... V-am zis? Bă, v-am zis. Nu puteți ziceți că nu v-am zis. V-am zis? Cum stăm cu biștarii? 1000, opa. Mai băgăm un brawler spre maxare. S-ar putea să mai fie încă pentru Bo. Că mai sunt că 62 de cutii de vreo 80 pe fiecare. Ba, chiar mai bine, bă, stai că faci mai bine. Ba, nu, 35, ok. Două tichete. Cred că mai ducem încă un brawler la power 9. M-a surprinzător, nu vin star power-le, ești nebun. Bine, drept că eu dau mare legendar, adică nu prea te mai interesează ce dă după aia, dar totuși. Neniculei! Încă un ticket. Probabil că vine după aia încă un double, ceva. S-a încărcat. Se anunță star power. Îi dăm oare un reset? Să fie asta problema. Hai să dăm un reset. Gemuri, nu-i rău. Bun, minim un skin o să-i cumpărăm de pe Șopăleanu. Chiar dacă nu cred că o să fie Hog Rider-ul. Carlito. Încă 3 gemuri. 3 tichete. Stai cu biștarii cum stau. 1000, bun, hai să mai dăm un upgrade la Cioroles. Bun. Încă 1000 de biștar și la Bradan și pe ăsta, e clar. Și ăsta o să fie dus la power 9. Încă un tichetozaur. Iar două tichete. Hai, bun, star power, ce naiba se întâmplă, bă, băiatule. Trebuie și un star power ca să fie box opening-ul complet. Spikey. Banii, ce zic. Încă două cutii. Poate trei. Bun. Se încarcă, hai. Am înțeles, hai că a venit. Bun, putem să-l ducem și pe Bo. Aproape toți brawlerii sunt pregătiți de maxare de chestii, dar nu cred că mai vine star power-ul ăla. Poate din Mega Box, după 5.000 de ani, când n-am mai luat de mult timp. Dintr-un Mega Box ceva. 3 tichete. Încă un tichet. Dar gemuri, hai că am uitat, nenicule. 13 cu noroc, fiți antenă. Nope. Șpichii. Ultimele 10. Ai, bă, frate, bă, nu pot să cred. Oare afectează dacă primești gen legendar și șansa la star power? Nu cred. Încă 3 gemuri. Încă 200 double-uri, primi vreo 600 double-uri, cred. Ultima cutie, direct bulan, intergalactic. Nope. Bun. 4 big boxuri. Stai, cred că putem să mai băgăm un upgrade. Oh, 8 gemuri, nice. Da, putem să mai dăm un upgrade. Carlito. Ce frumos ar fi fost cu skin-ul ăla. Și mai avem încă 151 de biștar, nu cred că mai facem, dar nu mai cum să mai dai upgrade și ăsta. Spikey, încă un ticket, ultimul big box, ok, mega box, ultima șansă la un star power, dubios, dar măcar eu dau legendar, până la urmă tot e bine, trebuie să-i biștari, 150 biștari și putem să-i dăm, nu-i dăm, ok, mega boxul de 12.000, se poate oare? Alo, domnii, băgați și voi un star power în mega boxul ăsta, să fie bine, să nu fie rău, vă rugăm frumos. Și castane, este ei, dar măcar îi dă gemuri, dublere și tichete. 6 tichete, 400 de dublere și 3 gemonesuri. Bă, nu-i rău, se putea mai bine dacă te ia și un star power.
Dar până la urmă o primit exact ce își dorea. Legendar. Bun. Șopăleanu. 47 gemuri. Dacă poate Cori să ne sufle în cască, dorește domnul Vlăduc să păstreze aceste gemuri și poate să cumpere acest Carlitos. Cine știe, să mai adauge el niște gemuri și să-l cumpere. Sau cumpărăm panda Nita. Aceasta este marea întrebare. Așteptăm să vedem mesajul de la Cori. Bună, Cori a transmis că vrea pe Nita. Ok. Panda Nita. Jbadoink. Nu pot să cred, a picat un skin. Holy Pasternak. Hai că da. Bun. Ia să vedem unde s-o duce șansa la legendar. 008. Noroc că nu mai există legendare, ești nebun. Bun. Cam asta e contul domnului Vladox. Aproape maxat. Are toți brawlerii. Ceea ce e foarte bine. Se bucură nenea. Bănesc. Nu știu sigur. Spiky. Cred că îl duce la un cât. Mamă, îl duce bine rău. Hai că dăm acum un upgrade așa, ușurel. Uite, direct power 7 și nebun. Și încă un pic și îl duce la power 8. Super lejereană. Cam asta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puteți și pe butonul de like-eu. Foarte important să vă abonați și legendar de important să veniți pe live-urile de pe StreamCraft unde se întâmplă toate nebunile. Să aveți o zi super faină în continuare. Salutare.